Englezii au decis să renunțe la vesela din plastic cu scopul de a reduce poluarea mediului. 95% dintre cetățeni sunt de acord ca farfuriile, paharele și alte ustensile de unică folosință să fie interzise, cu mici excepții. Ce efect poate avea această decizie asupra mediului, spune colegul meu, Felix Damian. Tacâmurile, farfuriile și bolurile începând din luna octombrie. Scopul este acela de a limita prezența plasticului din natură și poluarea prin urmare, iar decizia, așa cum spune, a fost susținută de o mare majoritate a cetățenilor din Anglia care au participat la o consultare publică pe acest subiect. Guvernul de acolo a spus că se estimează că în Anglia se folosesc anual 2,7 miliarde de tacâmuri de unică folosință, dintre care majoritatea sunt din plastic, dar și peste 720 de milioane de farfurii din plastic, dintre care doar 10% ajung să fie reciclate. Interdicția impusă în Anglia va include de asemenea tăvile din plastic de unică folosință, bețișoare de urechi și unele tipuri de pahare din polistiren, precum și recipiente pentru alimente. Vor fi scutite însă de la aplicarea acestei legi doar restaurantele sau cantinele cu autoservire.